Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc că participați la această conferință de presă odată cu reînceperea sezonului de primăvară a Red Bull-ului. Echipa mare, unele grupe de copii au și început deja prima etapă din Red Bull. Alături de mine este antrenorul principal Artur Podar și Salu Alex, jucător la echipa de senior și totodată antrenor la o grupă de copii. Am vrut să, prin intermediul dumneavoastră, iubitorii fotbalului din Turda, să afle noutățile care au apărut și proiectele de viitor ale clubului. Mă dau cuvântul lui Artur Podar, Alex, și după aia, dacă unele completări, o să mai vin eu și dumneavoastră, dacă aveți întrebări, ne lămuriți, știu eu. Bună ziua! Încep prin a vă spune că ne-am reluat pregătirea încă din luna ianuarie, din data de 16. De atunci muncim la consolidarea lotului de seniori și în același timp am început de fapt de o lună de zile să luăm și pe juniori alături de echipa de seniori la pregătirea fizică, tactică, tocmai pentru a le ușura pasul spre echipa mare. Trebuia să specific echipa de juniori A1. Deoarece clubul dorește promovarea tinerelor talente, care sunt și de perspectivă. Acum, sâmbătă, vom debuta în returul de campionat împotriva echipei Viile Dejului. Ne dorim o victorie, de fapt, mai bine spus, trebuie să avem o victorie, care până la urmă poate fi un început de moral pentru parcursul returului de campionat. Spre deosebire de tur, am avut ceva timp la dispoziție pentru a putea pune în practică anumite trasee pe care eu, ca antrenor, le urmăresc. Bineînțeles că mai avem multe lucruri de pus la punct, dar nu putem într-un timp atât de scurt, dar încet, încet vom ajunge la fiecare etapă programată. Eu abordez returul de campionat cu încredere și sunt convins că vom face o figură frumoasă pe parcursul returului. Ca și modificări la nivelul lotului, putem spune că avem ca și plecări certe David Adrian și Cecălăcean Mihai. Iar ca sosiri în cadrul clubului, îl avem pe Copan Di Zoltan, care l-a mai activat la echipele din orașul nostru. Și avem doi juniori reveniți în oraș, putem să-i specificăm pe Totezan Răzvan și Gheorghe Mână. Cam atât cu introducerea despre echipa mare. Să-i dau cuvântul și lui Savo Alex să spună și el câteva cuvinte despre pregătire și ce ne dorim. Am avut o pauză competițională destul de lungă, de 3 luni, timp în care am încercat cât de cât să ne pregătim, să venim la antrenamente, limita timpului pe care l-am avut fiecare cu serviciu, cu munca, cu familia. Am participat la antrenamente, am făcut câte 2-3 antrenamente pe săptămână. S-a pus mult accent pe partea tactică, să spun, și fizică a pregătirii. Și sâmbătă începe campionatul. Trebuie neapărat să câștigăm. De fapt, în fiecare meci pe care îl jucăm acasă, eu zic că pornim favoriți, indiferent de numele echipei, mai ales la Liga 4-a. La acest nivel, acasă, n-ai voie să pierzi punct. Atmosfera în cadrul lotului bună, zic eu. Băieții vin cu plăcere la antrenament. Cu așteptări, zic eu, pentru această a doua parte, trebuie să ne clasăm pe podium, neapărat, să fim acolo în primele trei,
Eu cred că o să și reușim. Și sperăm să facem o figură cât mai frumoasă, iar pe cei care iubesc fotbalul din Turda, îi așteptăm la stadion. Chiar dacă spectacolul fotbalistic, să spun așa, lipsește totuși la Liga 4-a, mare lucru, nu au ce să vadă, dar cred că dăruință și spirit de sacrificiu cam astea putem noi să le oferim în momentul de față și, nu știu, din vară, depinde de strategia pe care o face din conducere, să se încerce o promovare la Liga 3-a. Cam atât. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la meci și, ca să închei, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că veniți și încercați să promovați și fotbalul, pentru că am văzut în ultimul timp ce se întâmplă prin țară, mergem din ce în ce mai jos și cred că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră să ca fotbalul să redevină sau să rămână în continuare sportul numărul 1 în România. Mulțumesc. Eu, nu știu, înainte, dacă aveți dumneavoastră întrebări, aș vrea să fac anumite completări. Cu alte ocazii le-am mai spus, dar zic că este foarte important, pentru că sportul, și în special fotbalul, este pus, am văzut, mai ales în ultima perioadă, sub o lupă, deci toată lumea este atentă la ce se întâmplă și este foarte bine. Trebuie să existe o transparență totală. Eu zic că, după mult timp, Turda și, nu neapărat Turda, ne putem interesa cluburile din județul Cluj, câți copii au, câți componenți au în cadrul clubului. Nu știu, când Turda a mai avut aproximativ 170 de copii, din care în jur de 130, 125-130 legitimați, plus grupele mici, care încă nu pot fi legitimați până la vârsta de 7 ani, 6 grupe înscrise în campionat și cu rezultate destul de bune, zic eu că este un pas foarte important și chiar dacă, zic eu, mâine sau peste 5 luni, peste un an, plecăm, suntem dați afară, se termină cu noi, cine vine după, să știți că au o bază cu care pot merge mai departe. Deci în următorii ani, dacă municipalitatea, Consiliul Local, primăria și cei implicați se ocupă cum trebuie de acești copii, vă spun eu că mulți ani de acum înainte, la nivel de fotbal în Turda, nu o să mai fie probleme. Dar am văzut și cred eu că este o greșeală. Deci noi privim nu neapărat echipa mare, A1, juniorice. Deci tot clubul trebuie să meargă înainte și să facă pași importanți. Deci să nu ne axăm pe o anumită grupă de copii sau pe seniori. Deci toți împreună trebuie să facem pasul, deci să creștem. Și cred eu că o să reușim. Dacă ne aducem aminte, anul trecut nu aveam echipă de juniori A1. Sau cum a fost cu copiii de la Cotaisa, care până acum două săptămâni a reușit să le dea carnetele pentru niște datorii care au fost înainte. Deci 12 copii au stat 6 luni de zile, nu au putut juca din cauza că vechiul club a acumulat niște datorii, nu foarte mari, dar atât cât le-au blocat carnetele. Și bugetul pe care îl avem, este foarte ușor să intri în contact, să promiți la jucători, hai la Turda, hai la noi, îți dăm, îți facem. Deci noi trebuie foarte atenți să trămâim fiecare ban, pentru că este important, este ușor să promiți și nu vrem să întâmple ce s-a întâmplat în trecut, să ne ascundem, să nu răspundem la telefon și să depășim ce avem. Și din bugetul pe care îl avem, iar e foarte important, și asta a stabilit, 60% merg spre copii juniori și 40% spre echipa mare. Pe această cale vreau să mulțumesc Consiliul Local. Vă spun sincer, de când mă ocup de fotbal, orice problemă am avut, mai ales acum în ultima perioadă, foarte implicați, au fost alături de noi, încearcă să ne ajute și sper că și în continuare. Și dacă, știu eu, din vară, toți ne dorim să activăm la un nivel cât mai înalt, dar acolo sunt mai mulți factori care pot duce la dezideratul ăsta. Deci,
persoanele, finanțarea, oamenii care împreună putem crește. Deci trebuie câți bani avem să ne încadrăm noi și cu... Eu am fost învățat cu bani puțin sau deloc, să știți. Foarte greu și zic eu că în urma noastră a rămas ceva. Și baza asta mare de copii și entuziasm cu care am venit, toți implicați, zic eu că poate duce în viitor la ceva frumos. Dacă nu reușim, nu e nicio problemă, vine altul. Deci nu ne cramponăm cel puțin eu de o funcție, de o post. Departe de mine acest gând. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări în legătură cu ce am discutat sau orice nelămurire pe care o aveți. Ați pomenit de două ori despre o potențială activare în Liga 3 începând cu sezonul următor, cu din vară, ați specificat. Se poate ajunge în Liga 3 fără să promovezi sportiv în Liga 4? Adică, cu alte cuvinte, puteți, în eventualitatea în care se retragă alte echipe din Liga 3, să înscrieți echipa în Liga 3? Era vorba că din vară, obiectiv, așa. Sezonul celălalt, promovare, deci nu din vară să activăm în Liga 3. Să urmăm pașii normal și dacă se poate, dacă avem bugetul care ne trebuie, jucătorii, tot. Baza materială. Deci nu din vară. Deci, practic, în sezonul 2017-2018 veți ataca promovarea. Da. Teoretic. Deci, teoretic. Asta ne dorim, acum am spus. Depinde de alți factori care nu-i hotărâm noi. Păi și nici n-ar trebui să atacați promovarea, având în vedere că în Liga 4 sunt cele mai tare echipe în ultima perioadă. Petrolul, Cluj, Rapid, etc. Asta, conjunctură, știu eu. Râs cu plâns. Zic eu că nu-i bine. Este un obiectiv l-ați stabilit pentru sezonul ăsta sau doar combinarea juniorilor cu echipa de seniori, experiență? Dacă aveți un obiectiv stabilit? Din punctul meu de vedere, ca și anterior, obiectivul principal e să fie întotdeauna clasat cât mai sus. Deci conducerea nu a așa pe cum îmi doresc locul. Să ajung pe locul întâi, chiar dacă e vorba de universitatea. Și eu, în așa fel, îmi pregătesc echipa, băieții, ca să jucăm fiecare joc la victorie. Și, bineînțeles, și reușim să îmbinăm experiența cu jucătorii tineri, mai ales că nu există obiectivul din partea conducerii. Dar, pentru mine, ca și antrenor, există presiunea rezultatului. Deci, eu am nevoie și de rezultat. Chiar dacă nu am obiectivul respectiv. Că până la urmă, fiecare rezultat pozitiv dă moral echipei, jucătorilor tineri, jucătorilor consacrați și ne dă și perspectivă pentru anul viitor să abordăm mai ușor dacă e vorba de promovare. Ne putem forma o idee clară despre jucători pe care ne putem baza că sunt mai în vârstă sau că sunt tineri și lipsiți de experiență, dar care în timp pot compensa prin pregătirea fizică, chiar dacă nu au experiență, jucătorii în vârstă, prin experiență, atunci ambinându-le foarte bine, o să fie mai ușor. Și ne dorim din vară, iar un proiect, să putem înființa grupa de juniori republicani. Deci după 14 ani, deci să nu fie A1, grupa de juniori republicani, pe. Ăsta are un obiectiv care zic eu că e important. Dacă o să și reușim, dar v-am spus, de la dorință, și alți factori care noi venim cu idei, le transmite mai departe, Consiliul Local, persoanele implicate, încercăm să rezolvăm problemele. Primul factor e vorba de bani. Dacă ai bani, poți să faci multe. Ești limitat la buget, atunci încerci să limitezi anumite lucruri. Și banii sunt foarte importanți, dar nu tot timpul. Că dacă rememorăm, știm. Dar nu vreau să discutăm ce au făcut alții de partea mie, nu vreau. Ne interesează ce facem noi. Dar foarte, deci poți să ai bani foarte mulți și să aleagă praf. Și v-am spus, nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat. Deci vreau să fie altceva. Dacă putem, bine, dacă nu. Din punctul meu de vedere, ușa e deschisă pentru oricine care poate face mai mult. Ați avut ceva probleme cu amicazii, nu neapărat din cauza dumneavoastră, mai degrabă celelalte echipe nu s-au... E vorba de două echipe, cu Baia de Arieș, starea terenului, chiar atunci au fost cu Minsoria, Bângheț
Și efectiv, pe urmă, nu ne-a mai permis programul nici nouă, nici lor, ca să putem reprograma în cursul săptămânii jocului. Iar cu Ardealul, de la ei au venit că, de fapt, știți că au avut două jocuri. Și au jucat în Cupa României și încă... Da. Atunci au trebuit să cadă. Bine că până la urmă am reușit să-i prindem pe cei de la Mihai Georgescu și am făcut totuși un amical înainte cu trei amicale și plus alea cu juniorii, care încă două, care total cinci. Dacă ați mai avea nevoie de jucători la anumite posturi și asta în completare, dacă vă nu știți de problemele de la Mihai Viteazu, ce părere aveți și dacă în cazul în care echipa nu va mai putea continua dori jucători, să spun așa, la noi deficitare spenzile. Cel puțin acolo am fost în turul de campionat. Acum, din câte știu, nu știu dacă cei de la mea Viteazul să mergem numai pe niște ipoteze și să vorbim despre anumiti jucători. Cred că prima dată ar trebui să se rezolve situația acolo pe plan local și pe urmă, în momentul în care există anumite variante, o să le luăm în calcul. Ușa e deschisă, cum am spus și sfârșitul anului trecut, dar v-am spus, trebuie să fim foarte atenți la... Ne dorim pe toți, mai ales cei care ne pot ajuta. Dar sunt niște chestii care trebuie să avem grijă de ele, că v-am spus, nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat în trecut. Atâta putem, atât avem, care e deschis. Mâine, dacă va fi mai bine, putem crește, dar la momentul ăsta trebuie să ne încadrăm în ce avem. Apropo de Mihai Viteazu, unele persoane din spectrul politic de la Mihai Viteazu au sugerat ideea că această asociere între municipiul Turda și aceste sticla Arieșul Turda ar fi oarecum disfuncțională, în sensul că nu funcționează și că n-ar fi legală, ceva de genul. Puteți să... Păi, deci eu pot să vă spun. Asocierea a fost făcută, zic eu, în mod legal. A fost aprobată și știți cum, o părere poate avea oricine despre celălalt. Noi nu ne dăm cu părerea, zic eu, nu-i bine de ce se întâmplă acolo. La fel, zic eu, că ar fi corect să... Dacă avem probleme, încercăm să le rezolvăm noi și să ne uităm în grădina noastră, în ograda noastră și fiecare să-și rezolve problemele pe care le are. Eu cam atât am legătură cu ce cu cei din la mea Viteazu. Le doresc succes, nu-mi doresc să desfințeze nicio echipă, pentru că și acolo s-au făcut lucruri frumoase. Acum, problemele care le au ei nu ne privesc și eu sper să și le rezolve. Alex, cum e anul senat de steat, mai sunt două zile, după trei rumonesc că voi e tot de fotbal. Foarte, da. Personal sunt foarte nerăbdător să înceapă campionatul, să jucăm meciuri oficiale, băieții la fel. Așa cum am spus, ne-am pregătit bine. Cei din conducere au încercat și au și reușit, zic eu, să ne ofere condiții bune. Deci după Universitatea, cred că la Turda, în momentul de față, pentru Liga 4-a, sunt cele mai bune condiții. Mă refer aici la teren de joc, teren de antrenament. S-a semnat și un regulament de ordine interioară. S-au cumpărat mingi, materiale. Am reușit să ne pregătim. S-au mărit și primele de joc. Mai mult de atât, cred că în momentul de față nici cei din conducere nu pot să facă și... Depășesc bugetul și noi. Nu știu dacă depășesc bugetul pe noi. Nu, depășim mai impusă. Pe noi jucătorii ne interesează să primim ce ni s-a promis. Pentru că știm cu toții ce a fost înainte, ce debandat a fost înainte. Eu, în calitate de jucător, îi simt, sincer, îi simt pe cei din conducere mai aproape de noi, adică îi interesează totuși ce se întâmplă. Și aici nu mă refer numai chiar la Adi și Omlea, și la cei din Consiliul Local. Am văzut că vin la meciuri, ne susțin și... Consiliul Local e aproape de noi, vă spun. Orice problemă am avut și multe chestii minore. De câte ori am apelat, vă spun sincer că a fost, nu a fost o problemă să nu se rezolve. Bine, poate nu atunci, imediat, dar îți deschizi și îi simt aproape, vă spun sincer. Asta e punctul meu de vedere și eu că sunt aici mai aproape în contact cu echipa, dar sunt încă alte multe persoane care sunt alături de noi. Domnul primar, domnul Sălăgean, cu tot de zan. Deci sunt mult
multe persoane care fac acest club să meargă cât de cât bine. Și v-am spus, avem o bază care, bine, încet, încet încercăm să-i schimbăm fața, dar nu e foarte greu, deci să se implice și altcineva. Avem numărul de copii, o grupă de echipa de seniori, Futurden, antrenor din Turda, Fodar Artu și Suciu Dorin. Știu eu, încercăm să facem ceva. Suntem pregătiți și o să facem mai multe puncte decât în tur. Eu sunt ferm convins de asta. Tornar, o să mergem mai bine. Stric la meci cu Vila Dejului, știm că vara a fost un meci teribil de greu pe terenul acela. V-ați pregătit pentru... A fost greu, dar practic am avut un singur joc înainte cu o săptămână sau două, dacă nu așa. Și încă aveam incertitudine înainte de jocul respectiv. Plus terenul, plus încă nu cunoșteam jucătorii, dar acum pot să spun că cam știu potențialul fiecărui jucător. Acum depinde de alți factori. Poate dacă ne-am pregătit zilnic, într-o săptămână, 5 antrenamente, mi-ar fi mai ușor. Dar așa, chiar cum o punctat Alex, mai sunt momente când ei sunt la servici, chiar dacă noi avem pregătirea, ei nu pot veni. Și atunci pot să apară anumiți factori, lucrează de noaptea. Poate îți vine în ziua meciului, tu mizezi pe el să o pregăti bine, dar nu știi ce intervine la servici. Și atunci factorul respectiv poate să ducă jucătorul respectiv la un potențial scăzut. Dar, în schimb, cum a spus și Alex, există entuziasm și asta e cel mai important. Și din partea mea și a jucătorilor și a conducerii, și asta ne poate ajuta, ne poate învinge de la spate. Există entuziasm pentru că venim în primul rând de plăcere. Deci nu venim pentru bani sau pentru altceva. Eu zic că pentru fiecare jucător din echipă trebuie să fie o mândrie că reprezintă orașul și joacă la echipa orașului. Și asta, noi jucătorii care avem un pic mai multă experiență sau care suntem mai demult la echipă, trebuie să le transmitem și celor tineri. Faptul că joci pentru Turda, că joci pentru Sticla sau că joci pentru Potais, acum a fost, e echipa care reprezintă orașul și pentru fiecare dintre noi trebuie să fie o mândrie. Să, în momentul în care ai ieșit pe teren și știi că joci la Turda, să dai tot, 100%. Să fii pregătit de meci și când ai intrat pe teren, să știi care e motivul pentru care am intrat. Vreau să câștig pentru că joc la Turda. Și pentru fiecare trebuie să fie o mândrie. Părerea mea. Și încercăm. Cei care suntem mai bătrâni, să zic așa, că nu putem să zicem că suntem bătrâni, să le transmitem acest lucru și celor tineri. Și eu sper să înțeleagă, pentru că poate să fie o șansă să plece de aici, să urce un eșalon, două, să câștige bani în fotbal. Deci aici aș completa puțin cu spus acum la final de jucători tineri. Deci pentru ei chiar există o șansă acum. Deci ei trebuie să o valorifice. Deci noi le oferim șansa respectivă, ori intrat în teren, trebuie să demonstreze că își merită locul. Deci nu mai există acum alte loc de alte discuții, ca să spun așa. Două întrebări. Una, din punct de vedere financiar, situația este, să zic, regularizată? Adică... Nu avem datorii. Deci nu sunt situate. Nu, deci nici la AJF, deci am achitat tot ce am avut la sfârșitul anului. Știți că am început cu întârziere, deci suntem la zero. Față de jucători, tot ce s-au promis pe meciurile din tur a fost achitat, deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere, deci nu avem nicio datorie față de... Încercăm, v-am spus, suntem foarte atenți, încercăm să nu, chiar dacă uneori ar mai trebui ceva, încercăm să nu depășim. Vă spun că, acum poate, știu eu, penibil să vă spun că n-am avut mașină să spălăm hainele, am cumpărat o mașină, e spălat, pentru că sunt multe grupe de copii, echipa mare, sau o robă, sau chestii astea, care au trebuit anumite probleme rezolvate, chiar dacă minore, pentru buna desfășurare a activității, o trebuie să o faci. N-ai avut mașină de tuns. Chestii simple, dar elementare. Și, cum să zic, nu poți să-ți desfășori activitatea fără ai patru terenuri, să nu ai cu cetul de stadion. Poate nu era cazul să intrăm în detalii așa, dar și alea costă bani. Dar fără ele nu poți să-ți desfășori activitatea în condiții normale. Deci, din punct de vedere al, acum e și Alex aici, și Artur, pot confirma sau
infirma, deci nu sunt datorii. Noi sperăm să păstrăm aceeași linie, să încercăm să ne încadrăm în buget și dacă, știu eu, în viitorul apropiat sau știu eu, se poate mări bugetul, noi atunci o să încercăm să creștem și, știu eu, tot ce înseamnă club, cu materiale, cu teren, cu masă, cu... Chiar asta am vrut să vă întreb, apropo de buget, când spuneați sau puneați sub semnul întrebării unele lucruri condiționate de buget. Și vreau să vă întreb, la momentul ăsta există mai multe, să zic, variante de buget pe care să le prezentați celor din Consiliul Local, având în vedere că încă nu s-a votat bugetul pe anul ăsta, mă refer la nivel municipal, și să le prezentați variantele astea în funcție de, știu eu, de obiective, de înființarea echipei, de Junior Republican B, sau știu eu, turnee în străinătate pentru copii, sau alte lucruri de genul ăsta. Deci noi, mai ales dacă din vară, dorim să înființăm grupa de juniori republicane, colosal de costul de plasări, masă, promovarea echipei pentru Liga 3-a, dați seama că n-ai cum, în condițiile actuale, să poți, speri, îți dorești, participi, dar e foarte greu. Și noi ne dorim să încercăm către Consiliul Local să facem, să cerem și dacă ne dă concursul și să alături de noi, să încercăm să și îndeplinim obiectivele. Acum v-am spus, mai mulți factori care duc la obiectivele care ni le propunem să le și realizăm. Dacă nu, o să încercăm să funcționăm la capacitate maximă cu bugetul pe care îl avem și să scoatem maxim din ce avem. Deci oricum, v-am spus, s-a aproape 7 ani de când am început activitatea cu copiii, au fost momente foarte grele. Cu părinții, cu... Numai nu știm cum ne-am descurcat, dar am reușit să ținem aproape de noi un număr foarte mare de copii. Și dacă vă uitați pe site-ul AJF-ul sau la unele turnee, zic eu că nu ne-am făcut de rușine de multe ori. Și avem copii talentați și dacă avem grijă de ei, zic eu că pot crește. Și să-i putem ține în turnă. Să nu ne mai place cum era până nu aveam echipă de seniori A1, la 14 ani, n-aveai continuitate, zicea, la Ardealul, la, știu eu, în alte părți. La CFR, n-aveai ce să-i oferi. Dacă un oraș ca Turda, de aproximativ 50.000 de locuitori, A1 juca o echipă din Cluj pentru noi. Deci n-aveai 15 copii, între 14 și 18 ani, care să joace pentru echipa orașului. Și nu există în continuitate, vine problema la echipa de seniori care nu are de unde să facă selecție. Și iar, deci și anul trecut și acum 2 ani a fost, dar aia am zis că trebuie păstrat un echilibru. O câștigat echipa Potaisa, echipa orașului, locul 1, după aia locul 2. Corect, felicitări, bravo. Nu s-a participat la baraj, dar în urmă ce a rămas? Deci, n-avea echipă de juniori, n-avea copii, n-avea nimic. Promova în divizia ce? Să gătau banii, se schimba conducerea, mai schimba o echipă și iar o luai de la zero. Dar acum există o piramidă, Liga 4, echipa mare, până la copii de 5 ani. Deci, chiar dacă terminăm pe locul 3, pe locul 4, din urmă vine ceva. Și nu știu, poți spune, 2, 5... Ai o speranță că în 3, 4 ani sau 5 ani vine ceva din... Că vă spun eu, asta vă spun dacă toți banii care avem ar fi canalizat spre echipa de seniori. Probabil, bine, acum anul ăsta e foarte greu cu Universitatea Cluj. Probabil, puteai să mai aduci jucători și promovai. Era locul întâi. Și în urma ta, iară, păstuna, iar o luai de la zero. Asta e problema multor cluburi din, și din ligile superioare. Că investesc foarte multe resurse în echipele mari, nu investesc în junior și nu au continuitate și sustenabilitate. Asta meritați dumneavoastră felicitați pentru faptul că investiți în bază piramidei. Deci nu trebuie să facem pe echipa mare, nu, clubul. Deci tot clubul începe de la copilul de 5 ani, care e foarte important, până la seniorul cel mai în vârstă, Alex, aici de față. Deci toți sunt importanți. Toate persoanele care fac parte din club, indiferent că e la junior ce, senior, sau la grupa cea mai mică. Și să mergem toți împreună, când avem și putem toți, când încercăm să împărțim la toată lumea ca să fie mulțumită. Asta e punctul meu de vedere și eu zic că îi am dreptate.
Și timpul răbdare, ne va răbdare, timp, muncă, sacrificii. Și timpul ne va demonstra. Știu eu dacă am spus vorbe acum sau... Știți ce? Că până la urmă lumea s-o cam plictisit. Alt proiect, încă un proiect. FCM Turda, FC Areași, Potaisa, Sticla, Sportline. S-au desfințat 6-7 echipe. Banii s-au dus. În spate, praf, pulbere. Asta e adevărul.